Tu ai vrut de mine. Ce anume? Să ne ducem, să facem niște lucruri undeva, la cunoscut un antrenor. A. Ca să mai ai puțin experiență. Da, da, da. Pentru că... N-am zis că, cum adică am râs, n-am râs, bă. A, da. E. Stai, mi l-ai dat pe nebună. Cine? Ăla care alergă și pe la maraton și pe la 100 de metri cu aceeași viteză. A, domnul Ciretean. A fost antrenor de luptă, ce să zic. A fost, da. Nu cu un tip nebun. A avut... A da, așa este. A avut campion mulți. Acum a luat o raznă așa, că e bătrân. Într-adevăr. Uite cineva în refugiu. Cât de bun e un refugiu ăsta, da? Te prinde și noaptea pe aici sau ceva. E, asta e șaua struntă aici. Clar. Nu mai, fără nicio tăgadă. Uite, vezi, refugiu turistii stau astrunga, chiar așa, să-i faci o poză, chiar așa se numește. Uite și aici au dat asta jos, bă, câmpii să mă, nu am avut ce face. Aici n-au zis, uite, până la soarele. Da. L-au dat jos, dar ce să dea, uite, e ruginit. Măcar nu l-au scris. Da, da, zic că oricum ne-a scris de nimic. A, uite acolo, vezi? Ce scrie? Te-ai uitat? Mai ții minte? Spre podul Dâmboviței, nu? Masivul Leota, sau ce zice? În stânga acolo. Rucăr, ce spune? Ăla de acolo. Ah. Ia să vedem. E păcat, nu? Suntem aici să știm ce, ce facem, ce e. Așa, deocamdată luăm pe ăsta la întoarcere, care o să zică padină. Corect. 45 de minute, fii atent la vale, corect. Așa e. Am făcut noi o oră la... La deal. Ce ți-am zis? Cabana Leota, vezi? 8 ore 30. Ți-am zis de Leota? E clar că încolo e. Ce înseamnă cabana Leota? Pământele Leota ăla care ți l-am atat, ăla mare, care ți l-am atat eu. Nu știi că ți-am atat la un moment dat, zic, uite ăla e masivul Leota. Da, bineînțeles că întâi ajungem podul Dâmboviței, în Rucăr, știi? Nu a trece așa direct în Leota. Cobori. Și pe urmă. Ai lată, de dincolo, Ivana Moravă. De acolo am venit cu Ilana, am avut un grup de aici francez. Noi vorbim... Uite, vezi vârful om. E aici 5 ore și ceva. Cu următoarea fundățica. 4.30. Pe asta ai luat-o tu spre fundățica? Nu. A, corect. Dar era bine și fundățica, dar o culeai, știi? Cum arată ăla încolo, uite. Știu, mă. Pe drumul ăsta. Știm, știm, știu că am mai fost pe aici, dar zic fundățica, o culea un pic și... E fundățica e chiar aici, la chel. Exact, mulțumim. Valea Gaura. Unde? Mai jos, acolo un pic.
Hai că aici e rost de să făcut o pauză, că e prea frumos. Ia uite ce frumos se vede. Uite bă, sunt destul de proeminenți ăștia pe Iata Craiului. Uite ce frumos. Ia spălăria. Fac și mie cu ciolof, cu PVC-ul ăsta. Cu PVC-ul. Nu, că așa mergând, nu stau la poză eu. Nu, no, frate. Lua din mers, așa, naturel. Nu, uite ce frumos e ăsta, superb. Hai, uite aici facem o pauză, să facem niște poze, că într-adevăr. De ce? Da, mă, dar uite, suntem aici, la doi pași. În șa. În șaua strunga. Păi aici ne-a băgat cu bicicletele, frate, ce nebunie. Ui, bike. De acolo jos trebuie să ajungem noi. E ceva. E ceva. Și te-a zic 2 ore jumate, zic bine 2 ore jumate.